Polițiștii de investigare a fraudelor au stabilit faptul că cei doi suspecți în calitate de administratori de firmă au întocmit în mod fictiv contracte de muncă pe numele a numai puțin de 90 de persoane pentru a obține subvenții ilegale. În acest sens, documentația întocmită în fals au prezentat-o la o agenție de ocupare a forței de muncă și au obținut în perioada anilor 2007-2010 suma de aproximativ 775.000 lei. Cei doi suspecți au fost reținuți pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals și uz de fals, urmând să fie prezentați parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu propunere de arestare preventivă.